Ne așteaptă cea mai fierbinte săptămână a acestei veri. Ultimele zile din luna iulie aduc temperaturi de foc până sâmbătă. Atmosfera va fi sufocantă în 34 de județe din țară. La umbră, temperaturile vor atinge și 40 de grade Celsius în Oltenia și Muntenia. De altfel, ANM a emis cod galben în 34 de județe. Vremea extremelor s-a instalat deja în alte țări europene, în Italia, de exemplu, în timp ce sudul peninsulei e lovit de un val de căldură ce a provocat mai multe incendii. Nordul țării se confruntă cu furtuni și grindină. Focul din Sardinia a distrus 10 de hectare de pădure, iar peste 1500 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele din cauza flăcărilor. Questa cosa fa che danno vuoi, ma me, amici, siamo circondati. Vietano gli abitanti della zona alta del paese, dal Caro e Salsedda. È bruttissima purtroppo la grandinata che sta interessando il Vicentino in questi minuti. Queste sono le immagini. Sta volando tutto, sta volando tutto. Detalii despre intemperiile din Italia primim chiar acum la colegul meu Alex Rotaru. Alex. Bine, am găsit incendii fără precedent. Din păcate au cuprins insula Sardinia din Marea Mediterană. Exact aici sunt incendii ce cuprind un teritoriu de peste 20.000 de hectare. Din păcate, cei peste 7.500 de pompieri, voluntari și militari care intervin pentru lichidarea incendiului nu reușesc să facă față incendiului, motiv pentru care Ministerul de Externe de la Roma a cerut ajutorul statelor europene. Drept urmare, Franța, spre exemplu, a trimis două avioane pentru a încerca să lichideze incendiile ce se desfășoară pe partea de vest a insulei Sardinia. În cazul în care nu vor reuși să facă față, aceștia vor cere ajutor mai mult din partea statelor europene. Așteaptă de altfel un răspuns clar din partea organismului european ce se ocupă de prevenirea și lichidarea dezastrelor. Trebuie să reamintim că, din păcate, vorbim de un incendiu ce se află în plină desfășurare. Vedeți și în aceste imagini pădurea este pur și simplu distrusă de flăcări și, din păcate, rămâne doar cenușă în urma sa. Acestea sunt localitățile care trebuie evacuate dacă voluntarii de acolo și pompieri nu vor reuși să lichideze acest incendiu. În timp ce harta meteorologică a Europei arată așa, în Sardinia se preconizează pentru zilele următoare temperaturi și mai ridicate, vor ajunge aici până la 41 de grade Celsius, iar nordul peninsulei este cuprins de furtuni după ce a fost și el lovit de un val de caniculă fără precedent, motiv pentru care climatologii de acolo și explică că aceste diferențe mari de temperatură creează intemperii. Mai exact așa arată în momentul respectiv zona din nordul Italiei, din Veneto și din alte localități din acea regiune. Aceasta este piatră ce a lovit culturile de piersici și de alte fructe ce sunt cultivate în zona respectivă și spun meteorologii că, din păcate, aceste diferențe mari între nord și sud urmează să se accentueze și mai mult în zilele ce urmează. Mulțumim, Vali. Un incendiu de pădure izbucnit în Catalonia a mistuit 1400 de hectare și amenință două localități. Pădurea s-a aprins sâmbătă și continuă să ardă necontrolat. În jur de 170 de persoane care locuiesc în ferme din zonă au fost evacuate ca măsură de precauție. 400 de pompieri au fost trimiși la intervenție, susținuți din aer de 18 elicoptere. Despre vremea la extreme cu climatologul Roxana Bujariu, este într-o legătură directă cu noi. Doamnă Bujariu, bună ziua, mulțumesc tare mult. Bună ziua. Ați bună văzut ziua. Și avertismentul pentru România dat de meteorologi, cel puțin pentru săptămâna următoare. E o legătură între ceea ce se întâmplă în Spania, în Italia și ce urmează săptămâna aceasta în România? E o legătură și nu doar în Europa, e o legătură cu tot ce se întâmplă în emisfera nordică. Se pare că și în Statele Unite ale Americii iarăși se stabilește un
val de căldură deja de la coastă la coastă, cum spun ei. Pe de altă parte, ați văzut că am avut inundații. Musonul este mult mai intens decât în mod obișnuit în India și acolo sunt pierderi de vieți omenești. În China, inundații au fost foarte puternice și acum un taifun amenință coasta cu orașul Shanghai. Avem, evident, în Siberia temperaturi foarte mari și continuă și acolo incendiile de vegetație. Toate aceste manifestări, ați văzut, până la urmă sunt manifestări ale sezonului cald, numai că intensitatea lor este foarte mare și dacă le privim împreună, observăm cum practic circulația atmosferică e blocată ținând zone din emisfera nordică, fie sub cupolele de căldură de care discutam săptămâna trecută, fie în instabilitate puternică cu impact asupra favorabilității inundațiilor și deci cu inundații mari, pentru că avem precipitații foarte, foarte abundente. Deci e o circulație foarte sinuoasă în emisfera nordică, dacă ne uităm la atmosfera înaltă și la curentul jet, practic avem astfel de blocaje peste tot în emisferă și, din păcate, aceste blocaje favorizează manifestările extreme. Fie valuri de căldură, fie precipitații intense cu inundații și alunecări de teren. Cu ce și efecte? Lucrurile pot... Domnul da. Bujariu, întâlnirea dintre, cum e exemplul Italiei, de exemplu, da, sudul într-o zonă extrem de fierbinte, nordul lovit de inundații. Când se întâlnesc cele două fenomene, cu ce efecte? Evident că la contactul între aceste mase de aer cu contrast termic vom avea instabilități mult mai puternice decât cele obișnuite, cu episoade de grindină, cu formare de tornade în cazul și mai extrem, să spunem așa. Deci, practic, vorbim de o exacerbare a tuturor manifestărilor, tocmai datorită cantității de căldură în plus care există în sistem, cantitate de căldură și de vapor de apă în plus, datorate amândouă încălzirii globale, clar. Mulțumesc tare mult, doamnă Bujariu, pentru intervenția Digi24.